Bună ziua! La ședința din această dimineață s-au discutat câteva chestiuni înainte de toate despre acțiunile noastre parlamentare. Și cel mai important dintre proiectele legislative este cel legat de modificarea legii electorale. Mâine, în Camera Deputaților, azi la Comisia Juridică a Camerei și mâine în plenul Camerei Deputaților, suntem mobilizați pentru dezbaterea și votarea acestei legi. Aș spune câteva lucruri în numele Uniunii Social-Liberale, în numele inițiatorilor care sunt în fața dumneavoastră, despre această lege. Le-aș spune încă o dată, pentru că ele au fost puse din momentul în care am publicat proiectul nostru, au fost puse în Senat, atunci când l-am susținut acolo, au fost puse de către deputatul și primul ministru Victor Ponta în dezbaterea cu o serie de ONG-uri. Mă văd nevoit să le repet, pentru că există cel puțin o campanie de presă împotriva acestui proiect de lege, care pornește de la premise false, induce concluzii false și cred că cetățenii României trebuie să fie corect informați. Acuzația că această lege a așa numitului unui nominal pur, a unui vot majoritar într-un tur, în formula sa riguros exactă, nu are nimic nedemocratic. Este una din formulele sau unul din sistemele electorale posibile, practicate, știți foarte bine, în țări cu bătrână, verificată și eficientă democrație. În primul rând, în Marea Britanie. Este într-adevăr un sistem electoral sau o formulă electorală care poate lăsa nereprezentate partide care sau ai căror candidați nu pot câștiga niciun colegiu, competiția niciun colegiu, competiția uninominală. Dar este o formulă care este perfect democratică și perfect corectă în raport cu opțiunea la nivelul uninominal, la nivel de colegiu. Cu alte cuvinte, câștigătorul colegiului obține mandat. Dacă această lege e considerată nedemocratică, înseamnă că e nedemocratică și legea în baza căreia au loc alegerile locale și n-am văzut o campanie împotriva acestei legi. Înseamnă că e nedemocratică și legea prin care și în 2008 și acum președinții Consiliului Județene se aleg și n-am văzut o campanie. Înseamnă că era nedemocratică și propunerea președintelui Traian Băsescu în același sens în care facem și noi acum și n-am văzut deloc o campanie atunci. Dimpotrivă, am văzut o campanie de susținere și de presiune asupra celor care, la momentul respectiv, eram în opoziție. Bineînțeles că avantajele, dezavantajele fiecărui sistem electoral pot fi discutate îndelung. Și reamintesc faptul că în capetele gamei de formule electorale există două formule curate, să spunem așa. Pur proporțional, care este sistemul de liste pe care l-am avut în România și care a fost temei, dar temei și îndelung atacat de către oameni care, mulți dintre ei azi, sunt protagoniști ai campaniei împotriva uninominalului pur. Deci, o formulă care face dreptate votului din punct de vedere proporțional, dar lasă foarte puține alegeri la nivel de individ celor care aleg, ci sunt puși în fața unei liste și proporționalitatea operează un vot pur politic, sau avem la capătul celălalt această formulă care îi dă practic alegătorului toată responsabilitatea în conștiință de cauză să-și aleagă deputatul sau senatorul. Așa cum își alege primarul sau președintele de Consiliul Județean. Există drept efecte pozitive ale acestei formule. Constituirea de majorități solide și considerăm că România are nevoie anii următori
de o majoritate solidă, de guverne sprijinite de o majoritate solidă, ca să nu mai asistăm la traficul de parlamentari, la combinațiile de culise, la toate aceste răsturnări din 3-5 voturi, cum am văzut în acești ani. De asemenea, are avantajul de a așeza în scena politică, în general în formulă bipolară, partide puternice, care să poată pe parcursul mai multor cicluri electorale, să se identifice și doctrinar și să-și selecteze candidații, în primul rând, cu gândul la ce alegeri vor face cetățenii. Cu alte cuvinte, e o intervenție majoră a cetățenilor în lista și în ierarhia fiecărui partid. Noi am optat pentru această formulă, ea se va dezbate, se va vota, are avantaje și dezavantaje, dar în orice caz este cu totul deplasat, cu totul mincinos, să susții că este o lege nedemocratică, o lege care îngroapă democrația sau o lege care instituie Partidul Unic. Nici practic acest lucru nu este posibil. Reamintesc că Uniunea Social-Liberală, favorită, sigur, a acestor alegeri în orice sistem, dar care ar putea beneficia, fiind foarte puternică de această formulă, nu este alcătuită dintr-un singur partid. Nu avem deci niciun fel pericolul Partidului Unic și de altfel nicăieri în lume unde acest sistem s-a aplicat, nu s-a ajuns vreodată la partid. Vom fi toți, așadar, mobilizați pentru dezbaterea și pentru votul din cameră și sperăm că decizia cele de-a doua camere a Parlamentului va fi similară cu cea a Senatului și că această lege va trece și pe baza ei se vor face legile. Bun. Aș vrea să adaug doar câteva lucruri la ceea ce a spus domnul președinte Antonescu, după care să abordez un alt subiect discutat astăzi. Am luat act de criticile întemeiate și serioase, nu de cele politicianiste, de cele serioase și întemeiate ale societății civile, ale diversilor actori politici. Și astăzi, în Camera Deputaților, la Comisia Juridică, se dezbat și Uniunea Social-Liberală va susține amendamente care să îndrepte anumite lucruri care nu au fost avute în vedere la Senat. Evident că dacă spui că cel care este pe primul loc în, în colegiu merge în Parlament, nu mai poți să pui prag electoral. Dacă ai pune prag electoral, ar mai ajunge tot la situația în care cel care e pe primul loc nu merge în Parlament. În al doilea rând, am spus foarte clar că independenții care candidează, nu mai trebuie să îndeplinească acea cotă specială de jumătate plus 1 din totalul celor care votează, ci dacă se află pe primul loc și dacă partidele, fie că e vorba de USL, de PDL, de altcineva, nu au candidați buni, independentul respectiv merge în Parlament. E un lucru care se întâmplă și în Parlamentul Britanic și nu a fost asta o problemă de atac la democrație. În al treilea rând, a existat o preocupare serioasă referitoare la reprezentarea minorităților. Dar când vorbesc de minorități, vorbesc de cei care sunt minoritari într-o circunscripție electorală, adică într-un județ. În Harghita și în Covasna, minoritari sunt românii. Și am putea să ajungem prin acest sistem la o nereprezentare totală a comunităților românești, importante altfel și în Covasna și în Harghita, așa cum am putea să ajungem prin acest sistem la o nereprezentare în Parlament a unor comunități, comunitatea maghiară în special, în județele Cluj, Maramureș, Brașov, dacă nu mă înșel, sau acolo unde este vorba de comunități rome importante. Înțeleg că în județul Mureș este o comunitate, o minoritate romă importantă. Motiv pentru care astăzi s-a propus în Comisia Juridică, și noi vom susține acest lucru, o prevedere specială susținută și de deputații noștri de Harghita și Covasna, domnul Dușa și domnul Grama, dar și de UDMR, așa cum probabil vă dați seama, ca în județele, în circumscripția electorală, deci în județele în care există o minoritate importantă, asta trebuie să stabilească Comisia Juridică, dacă e vorba de 7% sau de 8%, și dacă în acele județe acea minoritate, candidații acelei minorități, nu câștigă niciun colegiu,
Să dau un exemplu la Cluj, unde, dacă nu mă înșel, comunitatea, minoritatea maghiară are undeva spre 17%. Cred că sunt 14 colegii, dacă mă înșel, îmi cer scuze, dar vorbesc ca să dau, să dau un exemplu clar. Dacă niciunul din colegiile respective nu câștigă un reprezentant al minorității maghiare, atunci acel candidat al minorității maghiare sau, în Harghita și Covasna, acel candidat al unui partid românesc care obține cel mai mare număr de voturi, obține și un mandat de deputat, încercând în acest fel să avem o reprezentare corectă a minorităților în toate județele în care aceste comunități au o anumită pondere. N-am stabilit, o să stabilească colegii în Comisia Juridică, în funcție și de datele de la ultimul recensământ, dacă limita este 7% sau 8%, e o chestiune de pondere în județul respectiv. Așa încât acuzațiile referitoare la pragul electoral, la situația independenților și la nereprezentarea minorităților, le îndreptăm astăzi pentru ca legea votată mâine să răspundă la toate aceste așteptări. Dacă vorbim de criticile celor de la PDL, cei care au susținut referendumul în 2007, cei care au strigat pe nenumărate voci că trebuie să avem vot uninominal pur, e expresia aparținând președintelui Băsescu. Cei care au modificat legea la alegerile locale și primarul se alege din primul tur, nu din turul al doilea, deși noi am votat împotrivă. Acuzațiile lor sunt absolut penibile. Inclusiv faptul că o să ia USL-ul atât de mult. Bun, nu putem face o lege pe baza sondajelor de opinie. Dar aceiași pedeliști ne explică că ei, de fapt, o să-și revină până noiembrie. Dacă își revin extraordinar și poporul îi regretă, cum a spus o ilustră doamnă fost ministru, că poporul îi va regreta până noiembrie, foarte bine, vor câștiga cei de la PDL locul 1 pe listă, în colegiu și vor merge în Parlament. Cred că este cea mai penibilă situație în care cei de la PDL se pot pune, după ce ani de zile au susținut votul majoritar într-un tur, acum să spună că nu sunt de acord. Și, sincer să fiu, mă bazez pe faptul că vor vota împotrivă, pentru că vreau să se facă de râs până la capăt. Și vreau să arate duplicitatea și ipocrizia lor până la capăt. Nu cumva să greșească să voteze pentru, ca să nu dea impresia că ar fi consecvenții. Asta referitor la lege. Al doilea subiect important pe care eu l-am ridicat în cadrul întrunirii Uniunii Social-Liberale, pentru că USL-ul este forța politică care a susținut și susține, alături sigur de minorități și de UNPR, guvernul actual, am ridicat problema reprezentării internaționale a României. Și aici aș vrea să fac două precizări. În calitatea mea de copreședinte al USL, dar sigur și de ocupant al funcției de șef al guvernului. Reprezentarea la summitul NATO este o reprezentare corectă din punct de vedere constituțional. Domnul președinte Băsescu are mandatul dat de CSAT și de guvern. M-a informat asupra acestui mandat. Este un mandat pe care l-am susținut la întâlnirea pe care am avut-o cu secretarul general NATO și este un mandat susținut de prezența și, evident, de poziția celor doi miniștri ai guvernului, ministrul de externe și ministrul apărării. Aici nu a apărut niciun fel de poziție divergentă. Este vorba de securitate națională, de obligații pe care le avem în baza aderării la Tratatul Atlanticului de Nord. Și, repet, mandatul președintelui Băsescu este un mandat discutat în CSAT, discutat cu guvernul și susținut de către guvern și de către majoritatea parlamentară. În ceea ce privește Consiliul European, care va avea loc pe 28 iunie, pentru că aceea este întrunirea formală, oficială a Consiliului European, poimine seară va fi o cină neoficială la care participă primii miniștri din Europa și, probabil, președintele socialist al Franței, domnul Hollande. Acolo pozițiile noastre sunt divergente.
discutându-se în cadrul Consiliului European în mod clar de probleme și teme care țin de activitatea executivului. Pentru că în cadrul Consiliului European se discută pe baza documentelor elaborate și negociate de către miniștri în cadrul fiecărui Consiliu în parte. Fie că e vorba de justiție și afaceri interne, cum e cazul Schengen, fie că e vorba de ECOFIN, la finanțe, de toate celelalte lucruri. Adică ceea ce discută și negociază domnul ministru Corlățean, domnul ministru Marga, domnul ministru Georgescu, ajunge pe masa de decizie a Consiliului European. Acolo opțiunea mea ca prim-ministru și opinia mea este că, fiind vorba de decizii care privesc executivul și până la urmă Uniunea Europeană, nicăieri nu mai este considerată ca ținând de politică externă. Noi facem parte din Uniunea Europeană și deciziile Uniunii Europene sunt decizii de drept intern. Acolo, opinia mea a fost că primul ministru trebuie să participe la Consiliul European. Constituția României nu prevede nicăieri dreptul absolut nici al președintelui, nici al primului ministru de a merge la Consiliul European. Afirmația făcută de domnul Zegrean este o afirmație mincinoasă, o afirmație nesusținută pe niciun text din Constituție și este extrem de grav când președintele Curții Constituționale nu doar că se antepronunță pe ceva ce nu s-a adus în fața Curții Constituționale, dar mai ales dezinformează. Nu există niciun articol în Constituția României și domnul Zegrean se presupune că ar trebui să o cunoască, această Constituție. Singurul lucru este articolul 102 din Constituția României, care spune că guvernul pune în practică politica internă și externă. Reglementările Consiliului European prevăd o decizie luată pe plan intern, dacă șeful statului sau șeful guvernului reprezintă țara la Consiliul European, o prevedere care se referă în special la Franța, acolo unde președintele numește și demite primul ministru, fără acordul Parlamentului, situație care nu există în sistemul constituțional românesc. Din acest motiv, eu îmi doresc să încheiem cât mai rapid o dezbatere politică care nu face bine României, motiv pentru care mă voi adresa celor două birouri permanente ale Senatului și Camerei Deputaților, cu solicitarea de a organiza în cel mai scurt timp o ședință comună a Parlamentului României, în care să prezint situația problemelor pe plan european, pe care România le va avea de discutat și de luat decizii în cadrul Consiliului European din 28 iunie și a solicitat Parlamentului, de fapt singura instanță care reprezintă poporul român și care trebuie să soluționeze, din punctul meu de vedere, un asemenea diferend între președinte și primul ministru, voi solicita Parlamentului să dea un mandat de reprezentare la Consiliul European din 28 iunie, celui pe care Parlamentul consideră îndreptățit să meargă acolo. Ce vreau să stabilesc cu acest lucru? În primul rând că uzurparea începută în 2009 a atribuțiilor șefului Guvernului trebuie soluționată, nu se bazează pe niciun text constituțional. Și simplu fapt că ai avut un prim-ministru care nu și-a exercitat atribuțiile pe plan european, repet, nu poți în dreptul constituțional sau internațional să te folosești de uzurpare sau de uzucapiune. Dacă domnul Boc n-a vrut sau n-a știut să-și exercite atribuțiile, este problema domnului Boc. Din punct de vedere, repet, al temelor care se discută în Consiliul European, trebuie să ai un mandat al Parlamentului și al Guvernului. Aceasta este explicația pentru care, în afară de președintele Franței, la această întrunire a conducerii Uniunii Europene, participă șefii de guvern. Iar Parlamentul României trebuie să dea mandat de fiecare dată înainte de Consiliul European
după cum știți, este în mod normal semestrial, sau de câte ori are loc un Consiliu European, trebuie să dea mandat celui care reprezintă România acolo. Pentru că nu poți să te duci la Consiliul European, să te angajezi în nume propriu și să știi că acasă Guvernul sau Parlamentul nu sunt de acord cu ceea ce te-ai angajat tu. De-abia atunci România ar avea foarte mult de suferit în planul reprezentării sale europene, pentru că orice discuție cu un reprezentant al României care nu are un mandat clar și nu are sprijinul, repet, din partea Parlamentului și a Executivului, este o reprezentare inutilă. Iar România nu își va putea apăra interesele pe plan european și nu va putea să fie un membru activ al Uniunii Europene. Sunt absolut convins că, de exemplu, la acest Consiliu din 28 iunie este posibil să se discute despre mecanismul multianual financiar pentru perioada 2014-2020. Toate prevederile referitoare la fondurile structurale și la politica agricolă comună țin de guvern. De aceea, astăzi, de dimineață, înainte de ședința politică, a trebuit să fac o întrunire de urgență ca să constat ce au lăsat foștii miniștri ai muncii, ce gaură uriașă au lăsat în bugetul României după perioada 2010-2011. De aceea mi-a chemat domnul președinte Băsescu pe miniștri, pentru că e atribuția primului ministru și eu sunt cel care trebuie să îndrept uriașele greșeli și fraude comise la Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Asta este situația. Vreau să oprim cât mai repede posibil o dispută care nu face bine României și consider că Parlamentul României va lua o decizie pe care eu, indiferent care este această decizie, pe care eu o voi respecta și o voi aplica imediat. Dacă aveți dumneavoastră întrebări, suntem gata să vă răspundem. Aș mai spune până la întrebare, dacă îmi permiteți până la întrebare, aș mai face un foarte scurt comentariu. În toată această perioadă, sigur, suntem în campanie electorală. Am fost în multe locuri din țară. Lucrurile din punctul de vedere al candidaților și echipelor de campanie al Uniunii Sociale Liberale merg foarte bine. Aș nota și aș saluta colaborarea foarte bună, foarte eficientă, care în mai toate județele țării se manifestă între candidați, susținători. Am văzut în câteva județe, chiar în acest weekend, că indiferent de faptul că avem candidatul comun, liberal sau social-democrat, el este susținut și de către celălalt partid. Avem o singură situație specială la Buzău, unde au apărut niște materiale electorale, panouri, bannere, flyere, calendare și alte lucruri, în care se vorbește despre faptul că unul dintre candidații USR nu l-ar susține pe celălalt. Și poziția Uniunii Social-Liberale, a Partidului Social-Democrat, și interesul este aici, este categoric. Peste tot, inclusiv la Buzău, toți membrii și susținătorii noștri sunt chemați să voteze candidații Uniunii Social-Liberale. Și nu alții, pentru că acesta este sensul construcției politice pe care am făcut-o și variantei în care am ales candidatul. Da, vreau să confirm că e vorba de Buzău. Ca să nu credeți că e o situație generalizată, acolo consider cu totul anormal faptul că primarul și candidatul USL susține un alt candidat la Consiliul Județean decât candidatul USL. Poziția PSD și a USL este foarte clară. Candidații noștri sunt cei desemnați de USL și împreună cu secretarul general vom lua măsuri ca în practică această decizie să fie respectată absolut peste tot. Regret incidentele de acolo și le îndreptăm cu înțelepciunea și solidaritatea de care am dat dovadă în toate celelalte județe. Dacă aveți dumneavoastră întrebări, suntem gata să vă răspund. Solicitarea către Parlament, pentru când ar trebui să fie această ședință? Nu. Stai. Vedeți, domnul Băsescu și domnul Boc v-au obișnuit prost. Că eu, când trimit la Parlament, le fac eu programul celor de la Parlament.
Eu o să adresez această solicitare în baza articolului 107 din Constituție. Este dreptul primului ministru de a prezenta informări Parlamentului. Iar Parlamentul va decide, vorbesc de birourile permanente, vor decide dânsii când mă primesc acolo, pentru că eu nu sunt șeful Parlamentului. Eu sunt numit de către Parlament și sprijinit de către Parlament. Și când decid, atunci mă prezint cu poziția referitoare la ce trebuie să susțină România la Consiliul European din 28 iunie. N-am discutat. Când vom discuta, vă vom spune, criteriile de convergență trebuie îndeplinite oricum, pentru că sunt asumate de România atât în baza acordurilor pe care le avem cu instituțiile financiare internaționale, cât și în baza tratatului de guvernanță fiscală. E vreo discuție la nivelul guvernului legată de schimbarea programului al agregatului sectorului bugetar? Dați-mi voie, spre deosebire de prim-ministrii anteriori, să mă ocup de lucruri mai importante. Trebuie să vină la servici, să muncească. Uitați-vă ce se întâmplă la autoritatea de management, de la postgrup. Au descoperit acolo că pot să lucrezi 4 ore și să iei 3.500 de euro pe lună. Sau poți să iei 10.000 de euro pe lună. Din bani europeni pe care acum Uniunea Europeană nu ne mai dă. Așa încât fiecare se ocupă de problemele pe care le consideră importante. Cristian Andrei Gându. Da, domnul Andrei, vă rog. Poate e indicat și între Traian Băsescu, poate decizia Parlamentului să facă la Consiliul European? Cum? Îl poate fi indicat și între Traian Băsescu, această decizia Parlamentului să facă la Consiliul European? Eu nu știu care va fi decizia Parlamentului. Eu știu care e opinia mea și a Guvernului. Mă întrebați pe mine ce va face domnul Băsescu? Nu știu. Nu mă aflu între consilierii domniei sale. Eu am exprimat punctul meu de vedere. Eu consider că, conform Constituției, dacă nu mă înșel, articolul 61, reprezentantul suveranității naționale și al voinței populare este Parlamentul. Eu voi respecta orice decizie a Parlamentului. Cum de altfel a respectat și domnul președinte Băsescu decizia Parlamentului de a demite guvernul Ungureanu și de a vota guvernul Ponta, chiar dacă sunt convins că n-a făcut cu plăcere acest lucru, da? Decizia Parlamentului, eu unul sigur o respect. Nici nu există o altă posibilitate ca să ne păstrăm în ordinea constituțională. Ca parlamentar și ca președinte de partid parlamentar, eu vreau să vă spun că decizia Parlamentului, oricare ar fi ea, este, dacă nu juridic, politic obligatoriu pentru cei doi protagoniști. Imaginați-vă cum ar fi ca președintele sau, mă rog, primul ministru, împotriva unei decizii a Parlamentului să se prezintă la acest Consiliu European. Și argumentul care este cel mai puternic e totuși formulat în Constituție negru pe alb. Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român. Cred că o decizie în această privință în care Constituția nu e clară și nici o altă reglementare legală, cred că o decizie de natură pur politică nu poate fi luată decât de Parlament, pentru că deciziile Parlamentului, care au cel puțin simbolic forță de lege, trebuie respectate în primul rând de către acești doi oameni, președinte și prim-ministru. Și mai vreau să fac încă o dată o precizare. Parlamentul României trebuie să pronunțe, să dea un mandat, pentru că în Constituția României nu există nicio prevedere, nicio literă, niciun cuvânt care să spună că președintele e șeful politicii externe. Am văzut tot felul de declarații ciudate din partea unor oameni care ar trebui să cunoască Constituția României. Nu există pur și simplu acest text. Există un singur text care spune că guvernul pune în practică politica internă și externă. Există textul de la 91 care spune că președintele semnează tratatele negociate de către guvern, drept pe care nu îl contest președintele României. Doamne ferește, va semna și în continuare tratatele negociate de guvern. Și mai există o prevedere care spune că regulamentele Uniunii Europene sunt obligatorii și pentru România. Din acest punct de vedere am fost foarte corect și am citat regulamentul Consiliului European care spune foarte clar
că la Consiliul European fiecare țară este reprezentată de șeful statului sau al guvernului, explicând și practica europeană, cu excepția președintelui Franței, care numește și demite primul ministru. Este șeful guvernului, practic. Și dacă nu mă înșel, de președintele Ciprului, pentru că acolo e vorba de o republică prezidențială pură, în toate celelalte țări în care președintele nu este ales de Parlament, ci este ales direct, prin vot. Și mă refer la Polonia, mă refer la Portugalia, mă refer la Austria, mă refer la Bulgaria, în toate aceste țări în care președintele este ales de popor, prin vot universal, ca și în România, cel care participă la Consiliul European, fiind vorba de probleme de executiv, este primul ministru. Deci, povestea cu scrie în Constituție, s-o auzi de la cineva care ar trebui să cunoască Constituția, este mai mult decât rușinoasă. Nu, nici nu pot să-mi explic în niciun fel. Vă rog. Vă rog. Nu, și nu aici la USL, vă dau la guvern. Nu. Ce, am zis eu ceva de mediu privat? Sau ați extins dumneavoastră? Nu. Am spus că mă gândesc la faptul că în 2009 fostul prim-ministru anunțase limitarea veniturilor bugetarilor la nivelul de ministru și de secretar de stat. Și pot să vă anunț că am găsit acum că acel anunț a fost o minciună. Nici vorbă. Sunt în zona bugetară o mulțime de oameni și am cerut Ministerului de Finanțe și Ministerului Muncii să-mi prezinte o statistică clară. Sunt o mulțime de oameni și în companiile de stat, cele în care statul este acționar majoritar, și în instituții bugetare, sunt o mulțime de șefi și de tot felul de persoane care câștigă mult mai mult decât primul ministru și decât ministrii și decât secretarii de stat. Eu la aceea m-am referit și acolo, da, am această intenție. Și o întrebare pe vă rog. Va avea loc o redesenare a colegiului? Nu. Nu. Iertați-mă dacă am uitat să precizez acest lucru. Criteriul principal, sau mă rog, acuza principală care s-a adus fostei guvernări și, sigur, se putea aduce și noi guvernări, era o redesenare a colegilor în scopul de a avantaja un partid sau un candidat. Pentru că e foarte scurt timpul până la alegeri. Și pentru că nu vreau să existe asemenea discuții, decizia noastră comună și decizia Guvernului mai departe va fi de a păstra colegiile actuale, în care în 2008 au câștigat și candidați PSD, și candidați PDL, și candidați PNL, și UDMR. Deci nu se va putea spune, și era o critică de care trebuia să ținem cont, că începem să redesenăm colegiile ca să avantajăm candidații USL sau cine știa al cui, al cui. Deci nu se redesenează colegiile din acest motiv, ca să nu existe aceste critici. Mare rugăminte, dacă mai aveți două întrebări, să fugim și noi la treburile noastre, vă rog. O întrebare, un comentariu aș vrea la ce spunea ieri doamna Monica Macovei privind faptul că guvernul Victor Ponta o să îndrepte România doamne, pe dictatură și... Îmi pare rău că m-ați întrebat lucrul ăsta. Am constatat activitatea trioului Caragios, Preda Ungureanu Macovei. Înțeleg că 4 zile scăpați de ei, că au plecat și ei la servici, la Strasbourg. Declarațiile doamnei Macovei, declarațiilor doamnei Macovei, nu le poate răspunde un jurist, ci cel mult un specialist. Ca să... Nu? Domnul Antonescu a zis, cred că aveți nevoie de un specialist. Cred că de acela specialist e nevoie. La ce vă referi, domnule? Vă rog, da. Dar oricum, 4 zile ați scăpat de ei, s-au dus și ei la servici să-și ia banii, să-și ia salariul. În urmă cu urmă, ați făcut o solicitare către președinție să vă dați programul reședinței din februarie. Ați primit acum un răspuns, a primit în acea 30 de zile. Normal că n-am primit și normal că atunci când... Da, acum, dacă vreți toate stenogramele în care președintele zicea că nu o să mă pune niciodată prim-ministru, cred că n-are rost să le mai luați. Atunci ne-am solicitat în scris. Recunosc că aveți dreptate. N-am mai urmărit, dar n-am primit nicio stenogramă. Pe legea accesului la informațiile publice. Da, vă mulțumesc că mi-ați adus aminte. De acestea. Cum? O să cer stenogramele în continuare? Dar cred între timp, recunosc,
Cred că între timp s-a lămurit toată lumea. Cum a fost... Nu mai am nevoie așa de mult de proba. Cred că s-a lămurit toată lumea ce s-a întâmplat acolo. Mi le dă domnul Antonescu când ajunge la Cotroceni. Vă mulțumesc!